prieteni, am revenit, vin de la Craiova, a adus prietenul al meu alte mașini. Și am luat un BMW, un 7 din asta din 2007. Știți că am dat-o pe aia înapoi? Și am luat un BMW din 2007. Asta e mai ieftină, într-adevăr, dar mea bună, nu-mi trebuie mie. Așa spun. Da, sunt singur. Mă duc acasă. Asta e mașină mare, nu știu, cred că o știți care e. E BMW-ul ăla din 2000, seria 7. Bine, hai că ne auzim de acasă. Am ajuns acasă. David, îți place mașina? Da. David, îți spune că nu i-am luat Jeep. Madalina? Da. Aia și mănâncă, poftă mare. Soacă ta nu vine să vadă mașina, e supărată? Nu, dar e foarte supărată. Păi de ce? Nu știu. Păi eu știu, dar ea ce spune tot? Vreau să o văd mașina, eu nu am văzut. Hai că merg să văd. Da, a spus la prieteni, a spus tot. Ce a zis? De telefon, de ceară, de tot. Bunicule, dar ce formare unde e? Audio. L-am dat înapoi pe ăla. Oh, Doamne. Deci e supărat de pe mine, nu vorbește cu mine. Nu, din cauza telefonului. Păi las că ai cumpărat altul și așa era stricat. Păi totuși era, nu era... Nu era Lia. Era lui, nu era Lia. Și de asta zice eu. Bine, ea e supărat de pe mine, hai să vă zic. Degeaba. Da. La petreci. Hai ia și mănâncă și după aia. Mănânc și Leonardo. Hai mă, nu mâncați. Dar nu mănânc. Hai, David, trebuie la masă. Prietene, haideți să vă spun eu. Eu nu sunt supărat. Madalina, bun, dar hai să zic. Dacă eu am plecat până la Vâlcea, da? Da. Am plecat că am avut o treabă, da? Și luasem și eu 3 perechi de blugi, da? Și am lăsat vorbă să le dați la curiere înapoi pentru că sunt mici. Și femeia de unde le-am luat a zis să îi le dau înapoi ca să-mi aducă alții, da? Da. Când a venit curierul, voi nu ați dat, blugi înapoi. Hai să zic de ce n-am dat. Am sunat-o să întrebăm datele ei, ne trebuia fix adresa ei de la casă și doamna mi-a răspuns. Și a zis curierul, revin mai târziu și nu mai vin. Bun. Și femeia a plecat la turci și de acolo mi-aducea hainele. Și acum dacă a plecat, a zis că după sărbătorii în ianuarie. Acum eu am dat banii pe ele ca să le port în ianuarie. Am luat și eu niște haine și m-am supărat pe ei. Și nu știu cum, telefonul ei tot suna și vorbeam cu ea. Tu nu erai acasă, erai la taică, tu dănuț tot așa, iar supărat, nu știu ce. Și atunci, păi ce se întâmplă în casa asta? Și am zis atunci, păi stai că vă fac eu pagubă și am spart telefonul. Și ea s-a supărat. Lasă că oricum îi cumpăr eu altul. Și ea, prieten, nu mai vorbește cu mine. Nu mai merg nici la telefon, nu mai fac. Ea nu mai vorbește cu mine. Am fost singur de-am luat mașina de la prietenul al meu care a dedus în bani și am luat șeptarul ăsta. Asta e mai ieftină, mă plimb cu ea că și așa n-aveam cu ce. Dănuț, să spun sinceritatea și dreptatea. Dănuț, de câte ori am cerut mașina de la nu mi-a dat-o, să spun și asta. Și cu ce mă plimbam? Cu ce mă duceam la să cumpăr ce vă mai trebuie? Pe jos? Aici ai dreptate, da. Și m-am dus și am luat mașina asta. Bun. Și ea n-a fost cu mine acum la Craiova, am fost singur. Și am venit acasă. Ea, uite, nici nu vrea să vadă mașina, a supărat toată lumea. Pe ce jos erai până la Craiova? Da, cu Florin am fost. Pe jos? Cu Florin, cu mașina. Mă duc să iau un interviu, să nu vrea să vorbească. Nu vrea, a zis că nu mai apărat interviu niciodată. Păi? Nu mai, gata. Hai la bunicule, să mă arată și faci. Să apar la mine, la denunț, la lumina, la tine, nu mai, gata. Și eu să nu mai fac locuri. Pe fază, nu mai pe ea, nu mai vrea. Singur? Da. Bine. Dacă vrei, faci cu mine. Prieteni, dacă vă uitați la mine, ce să zic? Fără câmpeana, poate că... La bitreci. Dacă vrei, faci cu mine.
Păi trece, lasă că oricum îi fac surpriză, îi cumpăr telefon, ia filmează-mă și pe mine un pic. Dacă vrei, îi faci cu vedeta. Ce să fac? Ce vedeta, mă? Dacă vrei, îi faci cu vedeta. Cine e vedeta? Eu. Ah. Fac cu vedeta. Da, Dănuț. Sar? A, bun, bun, da, bine, hai. Vezi, cinești bine acolo, ia deci de la mine, se vede? Da. Bun. Și asta a fost cearta, nu cearta. Deci i-am spart telefonul, tot suna, nu știu cum, da, eu eram nervos. Stai, stai să spun, dacă nu faci cu mine. Bine, faci cu tine. Și m-am supărat pe ei, păi i-am dat atâția bani pe blugi aia și mi schimbă femeia acum în ianuarie. Nu, că a zis că ți-a alții și îi trimite măștii. Păi când mi-a alții, eu ce dracu fac? Adică am luat perechi, am luat blugi aia foarte mici și nu în cap în ei și am zis să-i dați înapoi. Plec de acasă, m-am dus decât o zi, am plecat la ora 4 dimineața, am fost până la Vâlcea și m-am întors iar acasă. De-aia nici n-am mai făcut vloguri. Și ea, tu nu erai mădurin acasă, oricum m-am supărat și pe tine, că nu sunteți în stare, așteaptă curierul să-i dați datele. N-am avut datele și trebuia să răspundă doamna. N-ați avut datele. În fine. Și am zis, păi ce faceți voi? Și ea s-a supărat pe mine, uite, nu mai vorbește cu mine. Ce să fac? Și eu i-am spart telefonul și ea s-a supărat. Las că-i cumpăr eu altul nou. Dar dacă îmi cumpăr altul nou, vreau și o să facă, să vădă. Păi ce să fac? Ce să fac? Numai eu. Dacă ei nu fac nimica și câmpeana, uite, că ei nu mai curățe nici acolo. Păi ce să fac? Faceți și voi treburile. Trebuie să cumpărăm curcani. Eu iar trebuie să plec două zile, să mă întorc înapoi și când mă întorc eu, trebuie să găsesc și eu ceva făcut de la ei. Dănuți, ce să zic? Dănuți nu mi-a dat mașina, am cerut cheile și s-a supărat și nu mi-a dat cheile. Păi ce să fac atunci? De unde să dau capul? Dacă stau și eu două zile acasă, un weekend, să merg pe jos? Păi, dar am găsit curcan. Coina. Stai mă, liniște un pic. Am găsit curcan, uite, mă o să cumpăr doi curcan, unul de Crăciun, unul de Revelion. Uite, și gata. Uite, o coi. Stai cu minte, David. Nu cine, uite, ești supărat. Bă, stai cu minte. David. Stai cu minte. Hai, mă, David, ai mâncat? Mai mănânci? Hai, mă, să arăți mașina. Hai, David. Să arăți mașina la prietenii. Uite, bă, să cum umbli. Fără geacă. Umbli fără geacă. Lăsa geacă la Leonardo, la Leonardo. Da, fără am geacă, dar sunt cu minte. Surpriza! Hai, vii să ne plimbăm. Mădălina, te rog frumos. Mădălina! Nu, Mădălina, mai gata, nu. Gata, nu mai vreau. Păi, nu se mai apare niciodată. Pe vlogul meu, nu? El nu mai întrebe, așa că omul ăsta nu mai întrebe toată vreodată. Gata, gata, hai, hai că plecăm. Hai, dăm și o tură. Hai, David, să nu aluneci. Hai, dăm o tură. Dăm o tură cu BMW-ul, bunicu. Dumai, că nu știți cum minți și n-ați mâncat. Gata, hai. Bunicule, dă-mi cu telefon. Acum n-ai încotro, trebuie să-i cumperi iPhone. Uitați, prieteni, voi iudu. Spuneți, prieteni, ce părere aveți? Nu în față, nu! Nu în față. Papuca! Nu-i spălat. Să vedeți și interiorul. Ce tare! Păi și un BMW acasă. Da. Unde mergeți, mă? Unde ați urcat? Ce? Ăștia doi. Asta e mașina. Ia urcă, Mădălina, urcă un pic acasă. Să văd. Da, cade. N-a zis că scapul că s-a tăiat. Ce are la ușă? Așa face sau ce? A văzut și de chestia aia. De face? Da, deci o cupăiță. Ia stați-mă liniște un pic. Stai să
Stai să vorbesc puțin pe bloc cu prietenii. Ce să închid? Stai un pic. Bun, prieten. Ce să fac? Poate că sunt și eu de vină într-adevăr că i-am spart telefonul, dar eram foarte nervos. Adică eu când vin acasă astea două zile, vreau să găsesc și eu ceva din lucruri, nu curățenie, nu vorbesc de curățenie sau ceva, că într-adevăr fac curățenie. Am zis, mă, mai opriți-vă, faceți și voi treburile, Dănuț, Mădălina, că sunteți trei acasă, duceți-vă, dacă la curier care a venit la poartă nu ați fost în stare să-mi dați hainele, adică am dat atâția bani pe ele, să am și eu de Crăciun, de Revelion, și sunt mici. Și am dat banii și femeia a zis, da, trimite-le înapoi, ca să pot să ți le schimb, că plec la turci. Numai în Turcia mi le schimb, acolo. Și a zis că mi le aduce între Crăciun și Revelion. Sau înainte, când mi-a zis, în câteva zile. Și acum, dacă femeia a plecat astăzi, liniște, David, da? Păi ce nu înțelegeți și voi? Poate că am și eu dreptate. Spuneți voi, prieteni, dacă am dreptate sau nu. M-am enervat foarte tare. Atunci îi suna telefonul, a sunat lumina de 2-3 ori, nu știu cine mai suna. Și am zis că, uite, Mădălina nu era, tu nu erai Mădălina acasă, nici Dănuț. Și am prins-o pe ea atunci și, na, i-am explicat. Și i-am spart telefonul. Dă-l încolo, asta e, era un iPhone 7 Plus, e mai mult de 100 de euro, nu e, îi cumpăr altul nou și gata. Mai am eu unul cu butoane. Îi dăm cu butoane? Numai. Și bun, dacă Dănuț nu mi-a dat mașina, am cerut cheia să mă duc undeva, am găsit doi curcani, că eu iar plec mâine. Am găsit doi curcani cu 3 milioane, bucata curcan din aia frumoși, buni. Am zis să le iau unul acum și unul de Crăciun, unul de Revelion. Hai să mergem la drum. Nu vorbește cu mine Câmpeana, o să-i treacă în câteva zile, nu-i problemă. Dar uite, și după aia am zis, bine, hai să mergem să... Îmi iau mașină. Liniște un pic când vorbesc. Mergem, mergem. Da, așteaptă un pic că mergem. Deci trebuie să transpir, adică să mă enervez, să poată să-i fac să înțeleagă fiecare în parte. Ce să le fac? Ei se supără pe mine. Adică eu și alerg, eu și toate și ele se supără. Păi ce le-am făcut? Uite, am fost după aia, am zis, uite, cu cine să mă consult, să văd dacă cumpăr mașina asta. Cine? Cred că Dănuț, da. Da, filmăm. Filmăm, suntem pe vlog. Tata. Eu. Al lui. Hai. Bun. Nu aveam cu ce să merg. Am cerut cheia de la Dănuț, nu mi-a dat-o. Că ce? Că nu știu. Toți sunt supărați pe mine. Atunci eu am pus piciorul în mașină, l-am luat pe frate, mai mă la Craiova, că a adus un șeptar, a adus un meleu. Și n-am vrut să iau mașina la 10-15 mii de euro. Că aveam niște bani dați la el și uite, am luat-o pe asta, 7.000 de euro. Asta e, circul cu ea, mai ieftină, e bună. Bine, tu ai o boală acolo, unde, ce vrei să faci? Nu, vreau să arăt aluna. Stai un pic că filmăm și după aia poți să te urci și la volan, bine? Bun, pe cine să fii sunat de la Craiova, iau mașina asta, e bună, nu e bună. Într-adevăr, trebuie să mai bag niște bani, ia să o pun la punct. Adică îi trebuie cauciucuri. Și am văzut că îi bate ceva la roată. În fine, vreo 20 de milioane mai trebuie să bag în ea. Merg cu ea așa acum de sărbători și mai bag după sărbători acum, că oricum ne trebuie multe. Bunicule, vreau să dai o tură. Hai că dăm o tură. Hai. Vine și Câmpeana Mădălina, hai să ne o să o împăcăm. Hai să mergem să întrebăm. Hai. Ha? O întrebăm. Auzi, eu sunt... Hai că o roșu, Leonardo, da? Da, hai, câte minute avem ca 13. Să pun? 13. Eu sunt procurorul. Nu umbla acolo. El e procurorul. Bunica nu mai vorbește. Hai să mergem să vedem dacă vine. Hai. Dar hai, nu mai vorbi tu cu ea. Hai băi, jos. Hai jos, ca să o chemați pe bunica, hai. Ia-te-l pe băbiță în șoșoni. Ușor, ușor.
Ce... Spuneți, prieteni, ce părere aveți? De mașină. Veniți și Dănuț. Acum e mașina. Salut, nu știu. Hai. Hai. Șt, că vrem să luăm pe mama în oraș și nu știm cum. Păi, e supărat, că da. Eu zic să nu mai vină cu voi. Hai, prieteni, că revenim. Nu, nu vrea. Nu vrea să spună nimic. N-avem nicio șansă să vină. Poate să plecăm noi, ce mai? Hai. Bun, hai că merge noi, atunci vă plimb pe voi, lasă că o să-i treacă. Prieteni, ce să zic, spuneți acolo părerile voastre. O să fie acum un hate. Poate că într-adevăr, nu spuneți dacă sunt de vină. Deci ați auzit discuția, dacă sunt de vină, asta e. Toată discuția, prietenii, la mine pe canal. Oricum, prieteni, vedeți, eu tot ce fac în familia mea, tot vă spunem numai adevărul. Să știți și voi, prieteni, că nu vă mințim și v-a zis Câmpeana, eu n-am vrut să vă spun, a zis Câmpeana pe vlogul lui Dănu sau al Mădrin. Al meu. Pe al tău? Da. Bun. Ea a zis că i-a spart telefonul. Eu n-am vrut să spun că mi-a fost rușine. Bun, dacă eu sunt vinovat, bă, stai-mă puțin liniște. Dacă sunt vinovat, prieteni, pedepsiți-mă, jurați-mă, spuneți orice. Eu mi-am spus cum am reacționat. M-am spus mai devreme, spuneți-mi că dacă sunt de vină sau nu. Câmpeana, într-adevăr, nu vrea să vadă mașina, nu vrea să urce, nu vrea să împace, dar o să împac eu mâine pe mâine, o să vedeți. Asta e. Mă duc să plimb nepoții pe Mădălina, oricum, nici pe Dănuț, asta e, nici pe Dănuț, că și de nu vorbesc nici cu el, pentru că și el nu mi-a dat cheia, mi-a vorbit urât. M-am jurat urât de tot. Gata, când ne împăcăm acum, când vin sărbătorile, trebuie să fim împăcați. Asta e. Stai, David, bă, uite. Nu știu ce să fac, în fine. Deci trebuie să mă consum energie, să pun suflet. Uite, unde urci, mă, cu picioarele, bă? Bă, omule, pe canapeaua asta urci tu cu picioarele. Când vei fi mare și o să întreb de ce e zgâriată, o să spun, David, tu urcai cu picioarele pe ea. Vezi? Când uite, o să fii mare, uite cum stă și întreb de ce s-a făcut canapeaua asta în halul ăsta. Și eu atunci o să iau de mână, de ureche și să spun, David, tu când erai mic, pentru că nu erai cu minte. În fine, hai că nu vă mai spun, prieteni. Scrieți-mi orice, jurați-mi orice, dacă eu sunt de mine. Bun, că nu mai pot nici eu. Vă mulțumesc din suflet. La revedere.